Da, am găsit, o să vorbim desigur despre actualitatea teribilă și cea internă, mă rog, care de fapt e mai mult ridicolă, nu teribilă, și despre cea internațională, care este teribilă. Dar, deci, deschid site-urile astea de actualitate și de astea. Vă rog frumos, deci, cum fac? Cum fac? Cum fac? Deci, dă, de, dă de, de sus. Cum să digeri? Deci, între Turcan și Erdogan și rimează Turcan cu Erdogan. Da, uite, Turcan, Erdogan. Pe mijloc. Cum să digeri mai bine usturoiul și să nu te mai balonezi când îl consumi crud? Eu nu știu cum, De eu consum usturoi, nici nu știu, dar cum se consumă, adică nu știu crud, dar adică la proțap? sau cum, nu știu, Hă? e fript sau cum se mai poate consuma, Doamne ferește. Bun, deci dau peste asta, da? După care intru pe Hot News. Pe Hot News, vă rog frumos, deci bun, e Kim Jong-un că se duce, îl ajută Kim Jong-un pe Putin în invazia ilegală și neprovocată. Bun, o să discutăm și despre asta, da? Deci, vă rog frumos, aici, da? Ultima oră, da? Deci, uite. Caprele, vă rog frumos, caprele pătimașe ale unui pensionar rus, stați puțin, bagă în sperieți locuitorii unui cartier din Moscova. Cazul a ajuns în instanță. Și uite caprele pătimașe. Mă, nu, totuși, nu, 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 dar ce s-a întâmplat? Fotografie ilustrativă, scrie aici, aveți? Turmă de capre la o fermă din apropierea orașului Dmitrov, situat la aproximativ 100 de kilometri de Moscova, 4 august 2015. Deci așa erau caprele, cred că au murit de mult, alea, dacă, astea din 2015. Un tribunal de Moscova, dai seama, i-a interzis marți unui rezident să mai țină capre la domiciliul său din capitala rusă. După ce a primit mai multe plângeri cu la animalele acestea care umblă libere pe străzi și răspândesc mirosuri urâte, Scriu publicațiile ruse de Moscow Times și Meduza, cu toată dragostea. Moscow Times, iertați-mă, nu nu vreau să... Adică e, e minunăție asta cu tribunalul, cu caprele, cu Moscova, e frumoasă. Nu vreau să stric petrecerea, că e, e simpatică. Moscow Times și Meduza nu sunt rusești, cu toată dragostea. Adică nu, dacă trebuie neapărat să fie, sunt, dar nu sunt. Deci nu sunt din Rusia. Moscow Times și Meduza. Sunt, nu știu, una e până Lituania sau Estonia sau ceva de genul, una e, cred că e până Polonia. În sfârșit, hei, nu ne luăm din asta. Rusești, gata. Ok. Că ziceți dumneavoastră, Înțelegeți? deschis și eu asta, zic, să văd salea. Și ai caprele, aia cu usturoiul. Nici nu știu dacă intru pe ziare, cum, mi și frică. Domeniile în care să te angajezi ca să fii la adăpost în caz de criză sau recesiune. Asta zic. Că cele mai... Ia uite -te tu aici. Cele mai nepoliticoase lucruri pe care le faci fără să-ți dai seama. Care sunt obiceiurile pentru care te judecă ceilalți. Vă interesează asta? Că mai avem câteva minute și de la fix intrăm -intr 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 pe cârnceneală. Modul în care adăugați sare în mâncare. Poate dezvălui totul despre cât de politicos sau nu sunteți. Eu nu adaug niciodată, nu mi-a dat prin cap vreodată să adaug sare în mâncare. Am, tu adaugi sare în mâncare? Adaugi? Pe bune? Voi în regie adăugați sare în mâncare? Nu, nu, Da? Da? Adică, din alea, de aia am văzut și am fost la restaurantul lui la ăla <coughs> pentru o insulă, adică și venea oia și făcea aia, da. Așa, ce spunea asta despre tine? Ia să vedem. Zice, ia, cum trebuie, deci? E, deci, cum, așa. Și cum trebuie făcut? Greșiți la cină? Nu știu, ia. Eu cred că de eu nu am cină. Dacă nu se scoaterea încălțămintei, dacă nu sunt murdar, țineți-vă pantofii pe picioare. Nu vreau să văd picioarele oamenilor. Adesea miros urât. Cum? În mod tradițional, clasele superioare aveau covoare antice care erau în familie de generații și podele din lemn. De la clasa de mijloc în jos aveau covoarele de la perete la perete și erau mai pretențioși în privința lor. Bun, în sfârșit, deci oferirea de tururi ale casei. Nu pune sarea gata. Asta cu sarea gata, hai că am găsit. Puneți o grămadă pe marginea farfuriei. O grămadă de ce? De sare. Apoi luați câteva granule pe lama cuțitului și adăugați-o la mâncare pe furculiță. Într-un cadru mai relaxat, luați-o cu degetele și presărați-o. Nu condimentați niciodată înainte de a gusta și nu adăugați deloc sare sau piper dacă vă faceți griji că insinuați că mâncarea gazdei este fadă. Ok, deci ideea care este? să nu pun sare peste toată mâncarea, eu nu pun deloc. Și să iau așa sare în solniță, sarea nu e în solniță. Cum dracu pot să pun sare pe marginea farfuriei? Adică fac cu solnița așa pe marginea farfuriei, doar? Nu cade și pe lângă, pe masă, pe astea? Nici, Hă? Cum iau? Nu, serios, ăsta care a scris ghidul Pește Prăjit, cum face el să ia o grămadă de sare ca să o pună pe marginea farfuriei? Cum face? E aproape un test de lunetiști, știi, să puc, 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 ia, puc. Puc, 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 să dai exact pe. Ok, puneți pâinea jos. Eu nu mănânc pâine. Tăiați pâinea și chiar înainte ca masa să înceapă, ați creat o problemă. Deja, masa este acum acoperită de fermituri. În schimb, rupeți o bucată mică de pâine și ungeți-o cu unt pe farfuria de alături. Cum adică nu farfuria mea? Nu o ridicați niciodată în aer. Pe cine? A, ah, pe pâine. Deci cum fac? Rup o bucată mică de pâine, care unde e, nu știu. Deci, rup, tai? nu tai? Până la urmă, eu n-am înțeles. O tai sau nu tai? Eu ne mâncăm pâine oricum, dar zic, tu tai pâinea? Nu știu, mă nu înțeleg nimic, bă, voi înțelegeți ceva? Învârtiți vinul în pahar sau în gură. Vorbiți frumos. Vorbiți frumos că stăm la televizor. Dar chiar lui nu-i pasă dacă vă place sau nu. Degustarea vinului este un termen înșelător, deoarece nu trebuie să guști vinul, este doar teatru. Pur și simplu îl adulmeci. Snif, snif. Excepție face vinul casei. Dacă gustați o candidată mică și nu vă place, aveți dreptul să vă răzgă... Bun, auziți? Nu, nu, e, e, nu, am înnebunit. Deci asta era breaking news la ziare.com. Hai să vedem și de ce news. Ia, vă frumos. Facem așa, un platoaș. A, asta cu Gigi Becali, care are o cruce pe șapcă, lucru pe care l-am apreciat întotdeauna. Vedeți? Are o cruce pe șapcă. A, așa, a, susține, a spus pe cine susține în turul 2 la prezidențiale. Aoleu, a, asta nu asta era interesant. Era interesant că a zis el că a vorbit cu Hrebenciuc și Hrebenciuc a zis hai să-l băgăm pe Simion în turul 2. Dar o să vorbim uh, în partea a doua asta. Uh, ok, da. Ai, ai, ai. Da, o tai de pe post. Era rău. Hai, gata. Uh, era ceva cu diete. Nu mai avem timp din fericire. Doamne ajută. De la fix. Crâncene. Lucru crâncene. Vă susțin. Da, v-am găsit la superba emisiune, declarații incendiarea lui Gigi Becali, breaking news. George Becali a zis, citez din Gigi Becali, eu am vorbit și cu Hrebenciuc, Jesus, și mi-a mi zis, măi, nea Gigi, haide să-l băgăm pe Simion în turul 2. Am zis, bine, hai să-l băgăm. Becali candidează la Camera Deputaților pe lista AUR, pe locul 2, după George Simion. Deci cum Hrebenciuc? Cum Hrebenciuc? Eu am vorbit și cu Hrebenciuc și mi-a zis, măi Gigi, haide să-l băgăm pe Simion în turul 2. Am zis, bine, haide să-l băgăm. A zis, acum vreo lună jumate, a afirmat George Becali. Zice, Becali a spus că este prieten cu Hrebenciuc. A rămas singurul prieten adevărat dintre toți. E un mare caracter. I-am zis, dar după aia în turul 2 să nu va apuca să-l atacați pe Simion. Cine adică PSD-ul? Deci Hrebenciuc, uneltea, pesedist. Ai, 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 să-i lăsăm să se bată, să vedem cine e mai puternic. A zis că o să-l bată măr, pentru că Ciolacu nu e politician, e și el un băiat pe acolo. A adăugat Becali. Uh, ok. Deci, uh, asta era ideea de, de ce ne arată G4 Media, de ce ne arată și alții ce a spus Gigi Becali. Care-i relevanța? Că l-a sunat Hrebenciuc și așa și Păi, Hrebenciuc, adică e activ la PSD-ul. Și, atenție, coroborăm. <laughs> Și nu există mai tare. Coroborăm cu ce a zis domnul uh, Ciucă. Domnul Ciucă, atenție, acuză domnul Ciucă, PSD, care avea un plan de a da aur mai mult de 10-20% de 10, pardon, mai mult de 10-20 de voturi în fiecare secție de votare, dorința lui Ciolacu de a intra în turul 2 cu Simionie și dorința Rusiei ai, ar aduce o prezență consistentă a retoricii Rusiei în Parlament. Ziceți noastră, stimați cetățeni, așa ceva. Bar l-am văzut astăzi și pe domnul Joană spunând că speră. L-am văzut la televizor. Nu l-am văzut citat până pe site-urile astea, dar l-am văzut la televizor. Dice, sper că nu vom avea parte de un scenariu EBA. Știți că la EBA ca să intre, era pe sistemul dați și voi 10, să intre atunci în Parlamentul European, dați și voi 10 voturi pentru EBA. Le-a zis la pediști. Știți? Așa. Deci ar aduce o prezență consistentă așa. Deci a, vedeți? Domnul Ciucă acuză PSD care avea un plan de a, a face astfel încât să intre Simion în turul 2, ori vine și Gigi Becali care spune că a vorbit cu Hrebenciuc, care i-a zis hai să-l băgăm nea Gigi pe Simion în turul 2. Și a, a, deci, acum asta făceam un recensământ, un, putem să-i spunem așa, un recensământ o, aici și pe pasa cu sinteza zilei, care sunt cu rușii acuzați în sensul ăsta. Simion Curuși. toată lumea, toată lumea. Simion e Curuși, Simion e Curuși. Eu nu, nu, sunt eu, adică eu nu sunt juriu. Eu doar con consemnez ce s-a întâmplat. Da? Deci absolut toți în afară de Simion, Simion e Curuși, Simion e Curuși. Deci avem Simion e Curuși. După aia, Joana a fost în 2000, 8 sau 2009 la Moscova. Ce a făcut în 2009 la Moscova? Nu mai contează că după aia a fost secretar general, ajung la NATO și că dacă americanii sau, mă rog, NATO ar pune un om al rușilor în, la șefia NATO, atunci mai bine ne vedem de treabă. Știi? Bun. Nu, nu mai contează. Deci, nu, nu asta mă interesează. Deci, Simeon e cu rușii, Joana, acuzat de tot, cum vedeți, PSD-iști, peneliști, toți. Ce făcea joană la Moscova? Deci, e cu rușii. Acuzat? Absolut. Că e cu rușii. După aia, mai nou, domnul Ciolac, domnul, și deci domnul Joana, domnul Simion e cu rușii, toată lumea zice. Așa. Domnul Joană e dubios cu rușii, toți să spun, ok? A, domnul Ciolacu e cu rușii. Ne spune cine? Domnul Ciucă. Dar și domnul Joană. Dar și domnul Joană. Ne spune. Uh, deci, cam toată lumea ne spune. USR-ul asta parcă pe useriști încă nu i-am văzut. Dar trebuie să zică și ei cumva. În sfârșit, deci aproape toată lumea acum afirmă că și Ciolacu e cu rușii. Cine a mai rămas care nu e cu rușii? Asta neacuzat în sensul ăsta. Că eu dun să știu eu cine e cu rușii, să habarnă. Deci, cine a mai rămas? Păi, cred că domnul Ciucă nu e acuzat în momentul ăsta de către nimeni. Asta nu înseamnă mâine, odată. Ei, hey, eu cred că Ciucă e cu rușii. Se poate. Și doamna Lasconi. Deci domnul Ciucă, deocamdată, nu i-a acuzat că e cu și nici doamna Lasconi, doamna Lasconi, am văzut că este, am văzut tezele dânsei despre NATO și despre Turcia. Foarte, doamna, doamna, Lasconi e cu Turcii, am văzut eu în interviu. Așa, uite, uite, avem aici și pe G4 Media, uite, Ciolacu face jocul Moscovei pentru a câștiga alegerile prezidențiale acuză Ciucă. Dovada invocată de liderul PNL. Deci, vedeți? da, în România, în acest moment, singura discuție, nu se mai discută despre nimic altceva decât despre ruși. Ați observat? Rușii fac, rușii dreg, ăla cu rușii, rușii vor, rușii se bag, rușii f. Deci, despre ruși? ăla cu rușii, nu suntem antiruși, rușii cu tare rușii. Deci, numai despre rușii, despre Putin. Ați observat asta? E, sub, e subiect unic. Bun. Și, și asta, revedere că despre ce să vorbim și noi? E, e corect și asta nu, adică nu, doamne, că eu nu criticam. Stai puțin, că eu nu, eu nu criticam. Doar remarcam. Adică, Ciolacu face, uite hot news, ia uite aici. Ciolacu face jocul Moscovei pentru a câștiga alegerile prezidențiale, acuză ciucă. Bun, sta să vedem acum de ce news, că totuși au rămas doi neacuzați că sunt cu rușii sau că fac jocuri cu rușii. Uh, doam domnul, Ciucă și doamna Lasconi. Eh, eh, atenție, atenție, mișcare bombă. Ciucă despre retragerea Elenei Lasconi de la prezidențiale. Ce? Ce a făcut? Cum? Cum? Ce a făcut? Liderul PNR, Nicolae Ciucă, i-a cerut Elenei Lasconi să se retragă din cursa pentru prezidențiale. Dar să știți că, într-adevăr, eu asta cumva îmi lipsea că la cursa pentru locale, Totul a fost despre să se retragă. Mai țineți minte? Nu se discuta despre... Nu contează cine. Oricine să se retragă. Piedone, să se retragă. Se retrage piedone? Nu, nu în sop. Era. Se retrage piedone? Nu se retrage piedone. A zis că nu se retrage. Dar dacă se retrage, dar se retrage... Bun, nu mai zic de doctorul Cârstoiu. Cum l-au pus candidat, cum... Acum că l-am pus candidat, când se retrage. Dar se retrage? Dar se... Mai țineți minte? Bun. Până acum, la prezidențiale, n-a fost nicio discuție despre retragere. Eh? Eh? Era momentul. Deci, liderul PNL Nicolae Ciucă i-a cerut Elenei Lasconi să se retragă din cursa prezidențiale în vederea refacerii unei coaliții de guvernare de dreapta după alegerile legislative din iarna aceasta. Fac un apel la doamna candidat să înțeleagă un pic, să înțeleagă, nici nu total, mă rog, un pic, să înțeleagă un pic aritmetica politică și reală, 8% în alegerile locale înseamnă mult mai puțin decât 30%, cât a luat PNL-ul, adică. Mă rog, n-a luat atât Sau atâta a luat? În sfârșit. Motiv pentru care fac apel public la Dumnezeu să înțeleagă că trebuie să se retragă și să vină să susțină cu adevărat un proiect de dreapta. De ce nu? Dânsa trebuie să înțeleagă care este valoarea numerică a cifrelor. Totuși, expresia asta îmi place. Să înțeleagă valoarea numerică a cifrelor. V-ați fi gândit că cifrele au o valoare numerică? Dar eu cred că și numerele au o valoare cifrică. Ce ziceți de treaba asta? A? Mamă, ce interesantă temă de discuție ar fi. Și un pic de filozofie ar fi bună. A? Numerologie. Dar ar fi asta, cum era, Iliuță numerologie. Mai țineți minte, era la televizor, nu, Iliuță numerologie. Bun. Deci, domnul Ciucă ne-a acuzat că e cu... Deocamdată ne acuzat că e cu rușii sau că face jocurile rușilor. Vrea ca doamna Lasconi, nici dânsa de deocamdată acuzată de asta, să se retragă pentru ca să îl susțină pe Dânsul Bun. Totuși, nu e tare de tot? Ia uite-te! De news? Ia uite-te! De ce news? Raluca Turcan. Eu când aud Raluca Turcan, eu mă bucur. Dacă aș avea uh, uh, o codiță, aș da dânia. Raluca Turcan. Influența rusească prezentă în partidele extremiste care îl susțin pe George Simion. Asta este. L-a demascat. Eu zic <laughs> e treaba aici jumate rezolvată, că l-a demascat așa, foarte bine. Ia, dar care sunt partidele extremiste din România? Nu, nu contest. Chiar mai întreb care sunt partidele extremiste. Ministrul Culturii, la Luca Turcane, crea mars că există o influență rusească activă, sigur, în cadrul partidelor extremiste din România, ok, care în prezent îl susțin pe liderul Aur, George Simion. Care sunt? Aur, aur, nu că îl susține, e partidul unde e el, nu e președinte sau ceva de genul. Așa. Nu zice. Care? Nu știu. Nu știu. Bun, e în regulă. Uh, ale celuilalt partid, nu știu cine e celălalt partid, cred că SOS. Și ce SOS îl susține pe Simion? SOS îl susține pe Simion? În sfârșit, auziți, doamna Turcan a ieșit, deci, la declarații. Sunt foarte tari. Sunt foarte, foarte tari declarații. Întotdeauna eu sunt fan. Știți că sunt fan Turcan. Fan Turcan. Fan uh, Turcan. bun. Cred că și în 4 Media, și în G4 Media s-a gândit că e important ce a zis doamna Turcan și o citează, uite aici avem uh, Ciucapel către Lasconi, vedeți, să înțeleagă că 8% adică exact ce v-am să se retragă doamna Raluca Turcan. Claus Iohannis este binevenit în PNL. Nu sunt genul de om care aruncă cu piatra doar pentru că mandatul unui om se încheie, Super a zis. foarte interesant, foarte interesant. Dar am mai zis asta, cred că am mai zis doamna Turcan, dar nu o găsesc eu acum. Am mai zis undeva tot așa ceva cu rușii. Dânsa a și studiat, am înțeles, la Rusia. Uite, n-a studiat în Rusia, doamna Turcan? Așa, deci dans, dansarea alt simți când vorbește despre. Raluca Turcan, există influență rusească în echipele partidelor extremiste și acestea îl susțin acum pe George Simion. Noi suntem sub un atac. Cine sunt noi? Noi suntem sub un atac, cel puțin din perspectiva informațiilor din partea Rusiei, care nu mai e un secret teoretic pentru nimeni. Auziți, nu vă, eu nu contest ce spune doamna Turcan. Eu vă întreb unde sunt informațiile astea din partea Rusiei? Unde să găsesc ele? Nu, chiar întreb serios, pe bună. nu, vreau, adică vreau să vă și eu. Unde sunt alea? Eu nu le văd. Deci poate nu intru unde trebuie, de întreb. Nu că aș vrea. N-aș vrea, dar, dacă dâns s-a adus în discuție, că suntem sub un atac, cel puțin din perspectiva informațiilor. Unde sunt informațiile astea? Pă unde sunt ele difuzate? Nu știu, pe Facebook, pe TikTok, nu serios întreb. Unde sunt? Uh, ne spune despre Șoșoacă, despre Simionă, E de mască. Ce să mai... Bun, foarte bine. Ok. Și acum trecem tot pe partea normală. Rușii, uh, la... Atenție! E Dumnezeu pe pământ. Articolul din Hot News e Dumnezeu pe pământ. Deci îl divinizez. Știți că sunt fan Hot News și Tolontan. Vă rog frumos, avem aici opinia unei jurnaliste din Republica Moldova. Păi, ce, ce e foarte tare. Stați că mi-a scris Andreea Sava. Cred că e ceva important. Uh... A, ah, da, că asta îmi spune că a făcut școală la Moscova, doamna Turcan. Păi, normal. Așa. Adică, normal că știu. Păi, dar nu știu eu. Așa. Opinia unei jurnaliste din Republica Moldova. Cine sunt oamenii care au spus nu la referendumul pentru integrarea nu e? Cine sunt oamenii? Nu, iertați-mă, totuși. Eu înțeleg. Ori, știți, susțin, înțeleg demersul, n-am, Doamne, Doamne, ajută, sau Doamne, ferește, sigur, în funcție să nu fiu înțeles greșit. E ceva aici, o reclamă, ceva. Așa, cu oi. E ceva cu oi. Bun. Deci, vă rog frumos. Zice, cine sunt oamenii, Tot, totuși titlu, e Dumnezeesc. Cine sunt oamenii care au spus nu la referendumul pentru integrarea nu jumate sunt. Cum cine sunt oamenii? Zici că sunt vreo trei. Și îmi dezvăluie identitatea lor sau ceva de genul. Adică, de unde să trag? Cum cine sunt oamenii care au spus nu? Jumătate au spus nu. Cine sunt oamenii? Jumătate. Ce titlu e ăsta? A, analiza votului negativ, care a, e altă, dar asta e. Cine sunt oamenii care au spus nu? Mm, unul din doi. Unul din doi. Cum cine sunt? Unul din doi. Ziarista, deci după părerea mea, titlul ridicol, da, mă rog. Ziarista Oxana Bodnar, corespondentă Hot News în Republica Moldova, a discutat cu mulți votanți și încearcă să răspundă la o întrebare pe care foarte mulți oameni din România o au, după referendumul de duminică. De ce aproape jumătate dintre moldoveni, a, uite, asta da, adică asta, uite, titlul ăsta ar fi fost bun, adică corect. De ce aproape jumătate dintre moldoveni au votat împotriva integrării nu e? Da. Asta e un titlu foarte bun și o întrebare foarte bună. Aia, cine sunt oamenii care au votat? Cine sunt? <laughs> Inclusiv cei din raionul Ungheni care bat deseori drumul până la Iași au spus nu. Uh, zice a fost o victorie la limită, dar totuși putem afirma clar că Moldova a spus da integrării europene, ne anunță acum reprezentanții actualei guvernări de la Chișinău. Eu nu, nu contest. Adică nu mă apuc eu, Doamne ferește, nici nu propun și nici nu, Doamne, susțin, deci, mă apuc eu să Doamne ferește, asta să contrazic eu actuala guvernare de la Chișinău. Uh, Referendumul se vede, după părerea mea, foarte prost. Foarte prost. Sigur, putem să, acum să considerăm că totuși Moldova a spus da integrării, că au fost câteva mii de voturi pentru da în plus și alea din diaspora, că în interiorul granițelor Moldovei era crâncen nu. Substanțial nu. Votul diasporei, cea mai multă diasporă din Moldova fiind totuși în UE, adică fiind deja în UE, știți? Așa, aia care nu sunt în UE, adică ea din interiorul granițelor, au votat majoritar că nu vor în UE. Cam asta e realitatea pe care o vede totuși oricine din Europa, vreau să spun. Din Europa. Adică, bă. Asta. N-ai ce. Uh, unii consideră, mă număr printre ei, că n a fost cea mai grozavă idee să faci referendumul atâta vreme cât nu erai sigur ce rezultat e. Adică. Măi, nu, nu. Totuși, Moldova a spus da. E în regulă. Ok. Bine ok. Uh, ok. Ok. Un referendum controversat, ce să vezi? Subiectul referendumului privind modificarea Constituției, astfel încât integrarea europeană să devină obiectiv național, a fost încă de la momentul anunțării de către Maia Sandu un subiect de scandal politic. Președinta țării a fost acuzată că organizarea referendumului așa este doar o combinație electorală. Bun, în sfârșit nu mă interesează asta. Ok. Uh, după părerea mea, deși, sigur, 50,3% Ok? A trecut referendumul? Bun. Sigur, a trecut. Matematic a trecut, e ok. Uh, nu știu cum se pot, De că europenii nu cred că sunt foarte, foarte încântați. Adică, nu cred dacă subiectul, pe lângă modificarea Constituției, obiectul referendumului era să transmite Europei atașamentul populației din Moldova pentru Europa, aici. Lucrurile, în sfârșit, sunt foarte bune, le susțin. E limpede, totuși, că la alegerile prezidențiale, turul 2, nu știu cum îl cheamă pe, pe contra, ăla pe contracandidatul Parvanoglu nu știu cum îl cheamă, dar a rămas cu doamna Maia Sandu în cursă, alegerile sunt complicate rău. Adică n-aș. Bine, nici și n-aș face asta public, dar n-aș risca un pronostic. E complicat. Foarte, foarte complicat. Bun. O să mai vorbim. Da. Alexandru Stoianoglu. Bun. E regulă. Ăla așa a făcut uh, campanie în limba rusă. Uh, uh, vă rog frumos, eu înțeleg gândurile naripate, năzuințele, speranțele, lozincile. Înțeleg tot. Înțeleg. Adică, hei, 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 hei. Ok. Susțin. N-am nicio problemă. Vă spun doar atât. Când vorbiți despre Republica Moldova, sau când vă vine gândul, sau uite, când vă puneți întrebări, dar cine sunt cei care au votat, sau dar de ce nu știu, cum dăm în întrebări. Deci, eu vă spun doar așa. O parte consistentă de cetățeni din Republica Moldova sunt ruși. Nu că sunt proruși. Sunt ruși. Știți că asta e ce? Dar sunt cetățeni proruși. Sunt chiar ruși. Deci sunt cumva pro ei. Știți, nu sunt proruși. Că ei sunt pro ei că sunt ruși. Deci, repet, și e ultima dată când o fac, înțeleg orice fel de entuziasm și orice fel de gând înaripat și um, um, sentimente bune și absolut da, le susțin strict aritmetic, cum spunea domnul, că înțelegem vorba domnului Ciucă, importanța numerică a cifrelor, sau dimensiunea numerică a cifrelor. Deci, întrucât înțelegem dimensiunea numerică a cifrelor, n-aș da acum un număr, cam știu, dar important, totuși, consistent, dintre cetățenii Republicii Moldova, sunt ruși. Ok? Trecem mai departe. <coughs> uh. Breaking news! Avem hot news. Corea de Nord se pregătește să se implice și mai profund în războiul din Europa. Cum? Bun, fotografia este sugestivă, cu pic și poc. Ok. Doamne, totuși asta. Așa ce citit și totuși asta e. Bun. Corea de Nord se pregătește să se implice și mai profund în războiul din Europa. Piloți nordcoreeni se vor alătura flotei aeriene a Rusiei împotriva Ucrainei, susțin sudcorenii. Sudcoreenii au tot susținut uh, lucruri. Că nordcoreenii se duc în Rusia, infanteriști cum ar veni să se ducă pe front, acum ne spun că se, e la viitor, nu este sau alăturat, este se vor alătura. Deci este o acțiune care va avea loc în viitor. Corea de Nord, care a trimis deja trupe uh, terestre în Rusia, pentru a se alătura războiului în Ucraina, Bun, e, adică e o evidență, nu, chiar întrebă bune, nu, să nu înțelegeți greșit, chiar e o întrebare. Deci gata, e, e clară, e stabilită, adică într-adevăr Corea de Nord a trimis deja trupe terestre în Rusia pentru a se alătura războiului din Ucraina, e o certitudine demonstrată. Nu că... E, de nasol e nasol. Nu, nu neapărat în sensul că modifică într-un mod fundamental, nu știu, rezultatul. Nu, cred. Uh, dar ideea că niște trupe care nu aparțin țărilor beligerante, sunt în altă țară, ajung pe front, uh, marchează un precedent care după aceea poate să se banalizeze. Adică, bă, păi stai că au venit norcoreni uh, să ajute păruși. Păi hai să vină și nu mai precizez ca să-i ajute pe ucrainieni. Care-i treaba? Că s-a dat dezlegare, s-a dat s-a făcut deja. Deci marchează un precedent, e important, dacă e așa, sigur că e important, eu nu contez, doamne, ferește că e așa. Doar întreb, e o certitudine că soldați norcoreni sunt acum, în răz... trupe terestre sunt în război cu Ucraina? Bun. Deci Corea de Nord, care a trimis deja trupe terestre în Rusia pentru a se alătura războiului din Ucraina, a trimis acum piloți capabili să conducă avioane de vânătoare rusești, relatează Newsweek citând postul de televiziune sud-corean TV Kosun. Deci, sigur, citează, relatează Newsweek din Statele Unite. Dar care-i sursa informațiilor? Este postul de televiziune sud-corean Kosun ăsta. Poate că așa e. Eu aș mai vrea să văd, adică, la un moment dat poate apar niște imagini. Nu contest ce spune postul sud coreean, dar știu imaginile astea, le cunosc. Ei prezintă ca dovezi că sunt norcoreeni care se înrolează, adică să pregătesc aici, asta e ideea acestor așa, să se ducă în, pe front în Ucraina. Da. Nu contest, repet. E, mi se pare important momentul. V-am spus de ce. Mi se pare important și de-aia aș vrea să fie triplu confirmat, dacă se poate, pentru că e un moment important. Uh, pentru că, nu, repet, nu că modifică cine știe ce din ecuația uh, războiului, ci că, mă rog, constituie un precedent. Asta în timp ce președintele ucrainean Volodymyr Zelensky cere aliaților să nu se ascundă. Aliații se ascund? Adică domnul Zelenski ne cere și nouă. Că, mă rog, și cuim mai cere? Adică să nu se ascundă și să, și, să răspundă implicării norcorenilor în război împotriva Ucrainei. Cum să răspundă implicării coreanilor în războiul împotriva Ucrainei? Zelenski, Zelenski, îl susțin, vă dați seama, dar, adică, să poate să ne facă un semn. Adică, ce să facem? Să mergem și noi? sau? Zelenski consideră că Occidentul pune prea puțină presiune pe Coreea de Nord, dacă își permite să intervină într-un război din Europa. Așa, domnia sa a zis că Ucraina deține informații despre pregătirea a două unități, posibil până la 12.000 de soldați norcoreni, pentru a lua parte la război alături de forțele ruse. Anterior, șeful serviciilor secrete militare din Ucraina, Kirilo Budanov, a declarat că primul grup de 2.600 de soldați va fi desfășurat în regiunea Kursk a Rusiei. Dacă ei vor fi desfășurați în regiunea Kursk a Rusiei, asta unde ucrainienii au desfășurat o incursiune surpriză, și sunt în continuare prezenți în Cursc, atunci ei vor fi ușor de identificat norcorenii, că îi vezi că sunt că nu sunt ruși. Și atunci vor apărea dovezi suplimentare. El a spus, domnul Budanov, că aproape 11.000 de soldați norcoreeni se află în Rusia și vor fi gata să lupte în Ucraina până la 1 noiembrie. 1 noiembrie, practic, e peste o săptămână. Eu vă reamintesc, fără să contest ce spune, susțin pe domnul Chirilo Budanov, eu vă reamintesc ce ne-a spus domnul Chirilo Budanov acum 2 ani, simt nevoia totuși să vă reamintesc asta. Ne-a spus prin ianuarie, cred că în ianuarie se fac 2 ani de când a spus. Citez, citez. Putin este bolnav de cancer în fază terminală de foarte multă vreme. Am încheiat citatul. De atunci au mai trecut 2 ani. La foarte multă vreme respectivă, s-au mai, mai adăugat 2 ani. Uh, ok. Dacă, atenție, dacă Coreea de Nord poate interveni într-un război în Europa, atunci presiunea asupra acestui regim este cu siguranță insuficientă și a avertizat el aliații occidentali. Deci, ideea era să se facă presiune asupra Coreei de Nord. Eu sunt pentru, vă dați seama, să se facă presiune, absolut. Doamne, ajută, să se facă presiune. Da. Uh, Deschis și eu. Ah, uite, ultima oră, vedeți? Deschis și o ziare cum vezi? Ultima oră, -a uite. Mircea Joana acuză un blat între Ciolacu și Simion. pentru turul al doilea la prezidențială. prezidențiale. Există o înțelegere subterană evidentă. Deci, exact ce vă zise și eu mai devreme, în sensul că, așa. Bun. Rușii, dar, ultime știre, deci știre. Zice, rușii s-au blocat în linia de apărare ucraineană de lângă Ceasiviar. Au lupt lu lupte crângene. Rușii au reușit să pătrundă în linia de apărare ucraineană din apropierea orașului Ceasiviar, din regiunea Donetsk. Dar nu se pune problema de pierderea orașului. Ok. Uh, Kamala Harris se teme. Aoleo, ce titlu este ăsta? Ce titlu este ăsta? Trei state cheie ar putea să o trădeze în lupta pentru Casa Albă. Care sunt acestea? Auziți? Pe măsură ce timpul trece și timpul trece, s-a dovedit științific, Specialiștii au constatat, experții, că timpul trece. Um, și mai sunt practic două săptămâni. Două săptămâni mai sunt. Până la alegerile din Statele Unite, veți vedea astfel de titluri, uh, lucrurile, evident că se vor, tot situația se va intensifica. E foarte greu de făcut un pronostic cu privire la deznodământ. Din punctul meu de vedere, nu, niciun fel de străbatere, dar niciun fel de străbatere Mi-aș dori mi-aș dori, da, longevit, mi-aș dori să iasă doamna Camala Harris de motivele pe care vi le-am spus. Pe unele nu vi le-am spus, adică l-am văzut pe Trump. Deci, l-am văzut pe Trump, n-a făcut, din opinia mea, nimic din ce mă așteptam eu să facă sau vroiam eu să facă, nimic. Deci nu cred că va face nici acum. Ca atare, am motive să mă gândesc să, să vreau să văd pe doamna Camala Harris, președinte al Statelor Unite, Adică că vreau să văd asta să văd asta. Așa cum, la adică mi-ar plăcea să o văd și pe doamna Lasconi, de exemplu, președinte, președinte în România. și Foarte interesant. Adică aș avea uh, multe momente de interes. N-am niciun fel de îndoială că vor apărea momente de interes. Bun. Revista Longevity. Revista Longevity. Dacă râzi mai mult, trăiești mai mult, încearcă. Ok. Eu uh. uite aici. Avem și. Un interviu cu o doamnă. Doctor, ce stil de viață au cei mai longevivi români? Uite, da. A, ah, mierea americană fără albine. Ai, ai, ai. Dar cine face mierea? Adică, europenii contraatacă. Dacă albinele ar dispărea de pe suprafața pământului, omului ar mai rămâne de trăit doar patru ani, a spus Albert Einstein. Mamă, dacă te-a spus și Einstein ăsta. O reflexie care subliniază importanța crucială a albinelor pentru ecosistemul nostru prin serviciul de polenizare pe care ne-l fac gratuit. De altfel, albinele sunt considerate ca fiind cea mai importantă specie biologică a planetei. Le susțin. Pentru obținerea unui singur gram de miere naturală, 15.000 de albine vizitează un milion de flori în fiecare zi. Dar cum a apărut mierea artificială și cu ce consecințe? Un startup biotech și mierea artificială. Au zis, nu eu am nicio adică sigur, e, să fie și miere artificială, dar aia asta naturală ce are? Adică, de, de, ce de la ce ne-am luat? Așa. Compania, nu știu ce, comercializează deja produsul denumit Beekeys, care este un recipient mic, plasat direct în stup, în care albinele depun miere. Așa. Trasabilitatea perfectă a produsului. Bun, interesant. Miere egal, longevitate. Ok. Arheologii contemporani au descoperit în mormintele egiptene în vase conținând miere, care datează de câteva mii de ani și care este perfectă pentru consum în ciuda trecerii timpului. Îți dai seama? Să mănânci miere după vremea lui Ramses, al doilea. Auziți, da, Prosecco. Nu, doar întreb. Adică nu e. A, dar aia nu, nu cred că beau ei Prosecco. Crezi? Egiptenii? Nu cred. Nu aveau cum. Că nu să... Deși, a, putea să vină la zimă gagicul lui Creopatra, când scap acum. Să le zică, hei, 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 iată, cum? Așa. Cum? Antonio, mă, așa. Antonio și Cleopatra. Exact, corect, Antonio. Așa. Uh. Ia, uite! A, ah, mi-ai luat uh, pagina. Un factor care contribuie la longevitatea mierii este faptul că se păstrează în vase închise. Da? Deși mierea este un superaliment, ea nu este supranaturală. Dacă se depozitează neacoperită într-un mediu umed, se va altera. Uh, interesant. m ne-a dus? Vă susțin.